Da, hai să trecem la treabă. Să trecem la treabă, entuziasmați. Happiness is the new rich, doamnelor și domnilor. Așadar, avem un invitat. Ne bucurăm foarte mult că a acceptat invitația noastră, da. A ta. Iar noi amândoi ne-am pregătit să-l facem mai mare decât este pe Micuțu! Domnule! Acum e normal să țipi, Cătălin. Că ești acasă. Bine că are și cineva. Da. Unde mă așez aici? Da, da, te rog, te rog. Acolo. Da, mulțumesc. Acolo. Pare că te vrei să te las aici? Ai mai fost, nu? Am mai fost, da, da, da. Eu n-am mai fost. E prietenul nostru, mănâncă și cozonace. Asta e locul meu. Îmi pare rău că stau cu spatele la... Astăzi avem stai și liniștit. Amandine, avem de toate. A, o clătită? Nu, no, mulțumesc. Ceva înainte? Sunt la cură. Iar? Da. Ia uite. Iartă-mă. Râzi, asta faci, râzi. Iartă-mă. A fost un moment de rătăcire, nu o să se mai întâmple. Râzi, că ești acasă, stai liniștit acolo și râzi, normal. Da. Și da. Cura asta e mai ușoară în izolare, în pandemie? Perioada sau... asta? Păi da, ce izolare? Gata, n-am început să ieșim, să facem lucruri. S-au deschis teatrele, se deschid cluburile de comedie. Așa. Nu, ai început spectacolele? Ai programate deja? Deocamdată nu, dar s-ar putea să ușor, un ușor an, să ieșim și noi, cu, să scoatem capul la lumină. După fix un an aproape, nu? După aproape un an, da, 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 da. Dar între timp știe toată lumea că tu și pe canalul tău de YouTube, eu sunt fan, urmăresc cu drag interviurile. Și așa că în fiecare săptămână sau cum e? Câte unul invitat, nu? La nu? Două săptămâni. La două săptămâni. Păi de-aia, că dacă era mai des, mă invita și pe mine de asta. Da, nu, dar nu aș se știe să, niciodată. Aș vrea să discutăm, da, la despre... podcast. Hai să începem despre aici. Despre istoria dumitale, în primul rând. Fa, e veche. Uite, păi, deja e foarte veche. Să începem cu începuturile și să ajungem până ziua de azi. Până în prezent. Da? Da, da. Dar oricum, prezentul e cum e. Eu zic că ieșim la lumină, nu? Când vrei să deschizi? Lumea știe de clubul pe care îl ai, nu? Clubul de full de pe Calea Victoriei, da. 118, nu pot să vă unde dau o dată... Unde mi-ai închis tu mie muzica, că mă duceam și eu să beau un pahar, să dansez la tribut. Bine, las. Așa, nu mai putem e. Putem să vorbim și de evenimentul ăsta la următorul podcast, uite. Da, 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 asta exact. Putem să facem iarăși. Nu pot să vă dau o dată exactă, pot să vă spun alte lucruri pe care le facem și să vă dau niște date exacte. Facem un atelier de scris comedie, că nu prea sunt oameni care să scrie comedie în țară. Așa, și încercăm să găsim oameni talentați, oameni care poate vor face și stand-up în viitor. Noi, adică noi cei de la Headline Management, am făcut o fuziune, ca să spun așa, cu Global Entertainment. Mamă, dar sunteți bine băgați pe piață. Da, 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 da. Și da. Iarăși, iarăși râde. Și... Da, eu și acum în spatele camerei are Andrei ridică plăcuța, râse. Da, 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 exact. Dar cu aplauze bine, n-ai? Sună foarte bine ce zici. Avem are Iulica în platou, aplauze și mai ales o să fie nevoie de ele. Da. La următorul moment, pentru că o să chem pe Nicolăină și o să vreau să vedem un super moment între Micuțu, stai aici. Micuțu. Da. Așa? Așa ești și acolo? Da. Marius Florea vizate, nu știu. Invers, așa, 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 e foarte bine. Aolo. Ți-a ieșit, da. Și care ar fi momentul? Ah, stai, Nicolaina, hai, ia ajută-i pe oameni. Chiar sunt curios. Felicitări, da, mulțumesc mult că m-ai cunoscut. V-ați mai împlinit un pic? Noroc că faci jiu-jitsu sau ceva. Da, da, da. Nu, doar mă uit la jiu-jitsu. Ei, te uiți. Da, și el se uită la tine, da? Mă uit, dar cu un ochi, așa, că dacă mă uit acum... Pe celălalt te închis de la sparring. Bun. Am aici niște bilețele, niște melodii celebre. Așa. Că m-am uitat în dicționar și am văzut la poza unde scrie spectator. Am văzut unde scrie creativ, era poza lui Micuțu pe toată pagina și am zis că e bun pentru așa ceva. Că-s gras, nu? De asta era pe toată pagina. Nu, era un omagiu. Aveți doar cu aplauze, cu râsete, da, nu? Da, sunt din alea înregistrate de multe. Am pierdut pe Cătălin la aplauze. Așa. Și avem acolo niște melodii celebre, niște versuri și ne-am gândit la o variantă. Bine, nu m-am gândit, eu am fost amenințat cu moartea în redacție și a zis, du-te tu și dă-le biletele. Și voi trebuie să schimbați ce scrie cu roșu, adică să faceți varianta voastră, cum ar veni de melodie. Adică să schimbați... Floare la ureche, ce explică. Vouă? Am înțeles. Cum ar veni, deci, că nu prea... Bine. Aveți bipuri pregătite? Da, eu sunt, fac eu bip. Bine. Stai puțin să traduc acum ce spune dânsul, da? Pentru că eu, da, care nu merg la sală, vorbesc într-o limbă nesăliștilor. Deci avem niște versuri ale unor melodii cerebre, da,
Unele sunt scrise cu negru și continuările cu roșu. E, noi trebuie să înlocuim ce scrie cu roșu. Cred că degeaba arăți la cameră. Da. Nu, hai să dăm un exemplu. Podobește mamă Bradu și nu te întrista. Asta e seara de Crăciun, este seara ta. Cu roșu te întrista și este seara ta și noi trebuie să înlocuim... Cu ce vă vine, Avem amândoi... Și cum facem? Unul să dea play și cântă versul, se oprește acolo. Se oprește și noi trebuie să continuăm. Trebuie să cântați neapărat, trebuie să inventați. Mulțumesc. Ok, hai. Bine. Începem cu Micuțu? Sunt la fel de curioasă ca voi. Da, de mine. Într-o beznă totală, nu crezi. Ok. Hai. Aha, și se vrea o emisiune de divertisment? Da, cam așa. Ok, bine. Încep eu? Ca așa e frumos, nu o să pui invitatul într-o postură, da? Bine, încep eu. Cu ce încep? Surprindeți-mă, vă rog. Prima melodie, ia să vedem care e. Maestre, play! Împodobește mamă Bradu și nu... Și stai așa. Și nu... stai, și nu stai așa. Asta e seara de Crăciun. Și dansăm lambada. Perfect. Împodobește bradul tată. Și pune un pahar. Sănătate. Vindă doar la noi acasă. Să bem diseară în bar. În bar. Cafea. But și zar. Prima s-a încărcată. De nuci mere. A continuat, nu e corect. A zis mere. Acum ce zic? Mere pere. Și pere. Na. Nu pere, nu. No. Mere și alea. Știu ce vrei să zici. Învârtită. Manele. Nu, alea așa. No. Învârtită. Polembru. Da. Deci mere și învârtită. Și învârtită. Fii veselă, mamă, că... Nu fi stupidă. Te rog. Fii veselă, mamă. Fii veselă, mamă, fii fericită, scuze. E mult mai... Și cerul cu stele azi cântă... Trapanele. Hai, tată, nu plânge. Și bea și mă împunge. Bun. E un mix total de eșec ce am făcut eu. Gata primul, nu? Nu, oricum, adică eu zic că te-ai ridicat ce la nivelul. Ce zic, te-ai descurcat foarte bine, am vrut să te vedem pe tine. Da. Dacă dai de la mine. Și am vrut să zic el pe ăla cu trapanelele, l-aveai acolo, Dan. Da, aveai trapanelele pregătite. Poftim? Nu știu ce am aici. Îi dăm acum, play. Stai că s-am... Vrei să pleci și să... Vrei să pleci și să nu... Asta duce versul către varianta. Vrei să pleci și să nu plângi? Ai oftat. Un kil de vin. Dacă pleci, vreau să-l beau cu tine. Dacă pleci, toarnă și pe mine. Dacă pleci, hai să fie bine! Dacă pleci! Bă, stai mă puțin, deci omul ăsta a scris tot când dacă pleci, eu trebuie să-l învăț cum să faci o poezie. Mi-a plăcut aia cu toarnă și pe mine și de-aia până. Mai vedem, da. Deci dacă pleci... Cu tot ce a fost? Dacă pleci, nu mai veni... Cu tot ce a fost și... Nu o să vrei să știi... Gen. Asta e gen, mă. Mulțumesc mult. Băi. Nice. Hai că a fost bine. Felicitări Cătălin Crucian. Vedeți, ziceați voi că e ușor să faci melodii, să fii artist, nu e chiar așa ușor. Nu am zis n-aia. Da. Mi s-a șoptit în casă că e suficient, adică. Da, hai Micuțu să te vedem. Ce ai acum? V-ați dat seama că nu funcționează. Ce? Iar trebuie să acum, da. Ce mai domn? Că abia acum ați dai drumul. Mai era 10 piese, adică asta a fost tardul și acum uite. Mai facem? Acum nu suntem în direct, acum era suntem în pauză. Nu știu la ce privire are, eu zic să. Ce să mai facem? Mai facem sau nu mai facem? Mai aveți melodii? Mai una, hai să mai facem una Micuțu, că ai fost în formă. Mai una amândoi dacă nu.
Vezi, vezi? Hai să facem amândoi. Hai să facem asta. Da. Uite. Hai, nu știu cine ce piesă e asta. Hai. Hai dă Iulica play. Dați-vă unul lângă altul așa. Ia, dai ultima. Hai, nu știu asta, atunci când se necășit, nu știu ce. Hai că e foarte fain că și cei de acasă improvizează în fața televizoarelor. Și nu. Ma. Acolo. Un colon. Nați. Acolo. Un colonaț. Un colonaț. Un dormitor. Mereu. Ok. Cum ar veni? Vezi ce are ea și nu am eu? Acolo nați mereu. Cum ar veni următorul vers? Nu-mi da rest o gumă. Strângem-o în brațe, nu-mi da rest o gumă. De acum... Mi se pare că... Greu, că e greu. Greu. Mi da. Se pare că greu. E greu, da? Intră și cringe undeva, oare? Te-ai udat. Când ploaia ți-a ajuns, da. Te-a pătruns și... Da, te-a udat și te-ai pătruns. Da. Ok. Spune-mi tu. Păi ți-am spus. A, spune da. Tu. Nu, spune tu. Tu. Păi ți-am spus. Ai venit. Dar și te-ai dus. Spune-mi tu. Dar ți-am spus. Zici? Te-a muscat? În bătaie. Nu merge. Te-a muscat... Otonel. Otonel, da. Da, da. Iar vin. Corect. Otonel. Și asta e? Da. Asta a fost? Da. Bă, bă, să știm să nu mai facem niciodată. Da, da, da. Niciodată. Băi, extraordinar. Mi s-a părut extraordinar. Mai ai vreo propunere? A fost amenințat cu moartea, ți-am zis. Da. Păi să le iei și să le dai muream, cu... Pierdeam și serviciu după ce muream. Uite-te, uite-te, uite-te la Cătălin. Curios dacă tu ai putea să faci ceva. Ia, da. Dați-i și lui. O, o melodie, da. Hai. Da. Hai. Stai un pic. Da, hai, să vedem. Hai să prelungim chinul. Hai să prelungim chinul. Da, a fost pentru prima dată când am încercat genul ăsta de improvizație. Ne-am dat seama că e foarte bine, nu o să mai facem. Da, felicitări. Iată o nouă premieră, stimați telespectatori, aici, numai aici, la Măruță. Da. Micuțu, da. În ultima perioadă ai o activitate nebună pe YouTube și oamenii pot să vadă chestia asta. Ba ești cu o gașcă de prieteni la poker și spuneți tot felul de tâmpenii și faceți tot felul de nebunii. Ba ieri ai intrat într-un nu știu ce challenge. Povestește-ne tu ce se întâmplă cu tine. Unul la mână, ce se întâmplă cu mine, zici? Unul la mână, da, am mai făcut un podcast. Am zis că nu era suficient podcastul meu și am mai făcut un podcast care se numește Țara Arde, cu prietenii Matei Dima Bromania și Viorel Dragu Vio. Așa, și scriu acolo pentru acest podcast Sergiu Mirică, Alex Dobrotă și Geo Adrian. Da, deci noi improvizați. Ba da, noi improvizăm, dar temele show-ului sunt scrise, sunt gândite de oamenii ăștia din spate. Așa, și ieri... Și a fost o primă ediție acum sau nu, deja? Nu, au fost primele două episoade și teoretic mâine o să vin al treilea. Așa, și la inițiativa lui Codin Maticiuc ne-am strâns ieri pentru campania Spitale Publice din Bani Privați. Foarte frumos. Așa, așa frumos. Și am jucat Counter-Strike și s-a strâns o sumă destul de mare, cred că undeva pe la 30.000 de euro s-ar putea cum, adică, de dolari. Voi ați jucat și oamenii au donat? Noi am jucat, da, a fost o chestie destul de mare, așa, organizată de Nexus, într-o hală foarte complicată. A fost o presiune uriașă, așa, pentru că erau... Dar uite ce bine s-a desfășurat, că într-un final ați strâns... Ai câștigat, să înțeleg. Da, echipa mea a câștigat. Se pare că știu mai bine Counter decât credeam. Uite, data viitoare poate nu mai facem asta. Poate da, facem un meci. Și computer și îmi descarc un joc. Da, asta e chestia. Știi că, uite, era și Cătălin acasă, nu eram aici, puteam să...
Dar de ce? Micuțu, dar te rog eu pentru toți cei care ne trimit mesaje acum pe numărul de WhatsApp. Te roagă oamenii, au zis, domne, până se deschid cluburile să mergem să-l vedem pe Micuțu la stand-up. Nu face, domne, și el 2-3 minute de stand-up, că e băiat simpatic. Da. Eu citesc mesajele de la oameni. A, tu citești acum de la oameni, da. Nu ce ai zis tu? Am crezut că citesc din memorie. Da. Da. Problema e în felul următor, sincer vă spun. Eu nu mai am material, nu mai am glume, opriți-vă, să nu mai dați mesaj. Să zic că, domne, să bage și el moment de la mai vechi. Nu, nu, să se oprească oamenii. Momentul mai vechi e pe canalul meu de YouTube, dacă vreți să vedeți acolo, e specialul pe vremea mea. Alte momente mai noi n-am, că de asta deschidem clubul, ca să facem momente noi, pe care în viitor le veți vedea în premieră, tot pe doar YouTube. Aici, la... Nu continuați. La Măruță, da, o să vin și o să fac stand-up într-o zi, nu vă zic când. O să fie o surpriză. Da, o să fie o surpriză. Hai să facem asta, ar fi super tare, pe bune. Da, dar nu mâine. Nu, săptămâna nici viitoare, peste două săptămâni. Nu, nu! Păi cât îți ia să scrii un rămâne un număr? Deschisă propunerea asta și o să vedeți în funcție. Ești de multe alte diplomat, lucruri. Ești foarte diplomat, îți mulțumesc. Da. E rutină, nu? Devine, ea devine rutină. Devine, da. Devine rutină. Și cam cât îți ia să concepi un moment, poftim? Destul de mult câteodată și destul de puțin timp câteodată. Depinde efectiv de cât inspirație. De inspirat ești, da. Da. Dar cum ți se întâmplă? Nimerești pe o temă sau ți se relevă așa? Sau? Da, câteodată piși pe subiect de la univers, de la Dumnezeu, îți dă Dumnezeu pe subiect. Și câteodată nu piși pe subiect și trebuie să te chinui. Și atunci e mai dificil, cred. Da, oricum da. Ar fi, îți mulțumim de prezență. Și eu vă mulțumesc că m-ați chemat. Data viitoare. Deci o să fie Măruță în platou și o să iasă mult mai bine momentul. Sau o să joci cu mine ceva. Și atunci, Doamne, nu ăsta, nu jocul ăsta. Doamne, mulțumim mult de tot. Și eu mulțumesc și în sănătoșire grabnică, da. Cătălin. Așa. Păi de nou, acolo vezi, sus, da, e sănătos, e frumos. Acolo sus să fii bine, Cătălin. Hei, să rămână, uite, stai că au venit... Au venit și susținătorii mei. Bună, Eva! Wow! Bună, vă salută, bună, colegii de acolo din platou. Ei n-au că să vă aud. Ce, tati? A zis bună, zici și tu bună. Te pupăm! Zi bună, oameni dragi! Bună, oameni dragi! Tu l-ai bună. Văzut pe Micuțu, ia zi, ce faci, Micuțu? Micuțu? Păi uite ce Micuț e! Cum? E cu ce mai Micuț? De stand de pe YouTube. E Micuțu. Acum înțelegi că e Micuț, ți-ai dat seama, nu? Păi da, e emisiunea improvizată, merge mai greu. Da. Da. Perfect. Luăm publicitate și revenim. Micuțu, exact. Mulțumim mult de tot. Și eu mulțumesc. Marius Florea, Fizante și Anca, rămân acolo.